Salutare hudinașilor și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft. Suntem aici în paradisul animalelor și am rămas la domnul sau doamna vrăjitoare, că nu mi-am dat seama dacă e un domn sau o doamnă, la căsuță, pentru că ne-am bătut acolo vitejește și am spart și oala, avea aici o oală, vrăjitorul sau vrăjitoare avea aici o oală și mai avea un crafting table. Ne-am bătut vitejește și am câștigat căsuța asta, așa că o să plec mai departe în aventură și vreau să caut, băi, să mai găsesc ceva chestii. Acum nu știu pe unde naiba să mă duc, sincer. Oare să-mi pun bărcuța? Nu mi-o pun încă. Hai să mă duc prin partea asta pe aici așa. Să vedem ce mai găsesc prin mlaștina asta. Băi, am găsit o grămadă de secrete în mlaștină. Așa că cine știe, poate mai găsesc și altele. Problema mea cea mai mare este că nu mai am mâncare. Aș putea să tai eu un din ăsta, băi, un porcușior. Că am toporul ăsta. Hai să tai un porcușior. Îmi pare rău, domnule porcușior. Îmi pare rău. Am nevoie de cărniță, am două bucăți de cărniță. În caz de ceva îmi fac și un furnal. Nu știu dacă am ceva la mine să pot să-mi fac furnal. Nu prea pare, nu prea pare. Nu prea pare că aș avea. Îmi trebuia niște cobăl. Dacă nu, văd eu cum prăjesc cărnița asta. Aoleu, o să fac iarăși noapte, bă. Ia stați așa să fac zi. Time set day. Așa. Aba nu. Așa se vede din cauza mlaștinei. Și chiar sunt curios dacă mai găsesc chestii pe aici. Uite, niște băcuțe. Hai să mai tai și niște băcuțe. Vreau să am cărniță, băi, ca să pot să mănânc și eu ceva în caz de ceva. Așa, bun. Mai am încă două bucăți și mai tai și băcuța asta. Îmi pare rău, băcuță. Dar am nevoie de mâncărică. Bun. Păi am 7 bucăți de carne. Dacă e ceva, le prăjesc. Dacă e ceva, le prăjesc. Dacă nu găsesc, chiar să văd, oare pot să mănânc asta? Așa că pot să mănânc ciupiarca asta. Ia să vedem, tanti, ciupiarca, vino aici. A, nu merge mâncată, bă. Credeam că pot să mănânc ciupiarca. Am și săbiuța la mine. Am dat de deșert. Cine e, bă, aici? Aici am fost la bărcuța aia, bă, aparent, nu? Asta e bărcuța de pe episodul trecut. Da. Aici am căutat. Bun, hai să merg mai departe atunci. Pare a fi mult deșert aici, bă. Oare ce ziceți voi? Deșertul ăsta ascunde și el ceva? Sau n-ascunde nimica? Eu să mă duc pe aici să mă uit, să vă trebuie să fiu atent, să fiu cu ochii în patru. Să nu cumva să mă prindă ceva, să mă muște de picior. Îmi vine vreo și o pârlă și mă mușcă de picior. Aoleu, da, deja scam jale, bă, cu mâncărica. Să vedem și aici niște piatră, niște stone. A, și avea nevoie de niște stone. Asta e așa, dacă distrug stone-ul ar trebui să-mi dea cobalt, nu? Dam pickaxe, așa-i? Dam un crafting table și aș putea să fac un pickaxe din ăsta, din lemn măcar. Ia să vedem, pickaxe. Oh, pot să fac chiar din iron, nice. Da, așa că mi-l fac din iron atunci, barosane. Mi-l fac din iron 1-2. Așa frumos, să iau eu niște cobalt. Să pot să-mi fac un furnal și să-mi prăjesc mâncarea. Să nu mor de foame totuși. Și după aceea iau furnalul la mine. Așa, bam, bam, bam. Ia să facem un furnal repede. Dar trebuie să pun înapoi ăsta crafting-ul. Să vedem furnalul. Ăla-i. Așa, mă, uite-mă cum se descurcă hudinașul în deșert. Prăjim acum niște cărniță. Am și niște lemne, că am puțintele astea. Pot să le pun, dar merg și astea. Așa, să scap și de astea. Bun, până se prăjește, mă mai uit pe aici prin jur să văd. Să văd dacă văd ceva pe aici. Tă, problema este cum ne-am mai întorc eu acasă, bă. Cum ne-am mă mai întorc eu acasă din aventura asta. Ia uite, am o bucată de cărniță. Opa. Ia să o mănânc repede. Mamă, m-a umplut, bă, cărnița asta, bă. Așa, și hai să mai pun și astea 5. Cred că trebuia să bat mai multe văcuțe. Numai oricum, cărnița umple mult mai mult față de morcov și altele. Dar lasă că mi-au asta cu mine furnalul și dacă e ceva, mai facem cărniță pe parcurs. Lemn nu mai am, nu mai am nici lemn pus. Ok, hai să punem și ăsta la alt.
Nici lemne, bă, n-am la mine ca lumea. Mai am încă 4 bucățele. Cam jale. Să dăm, le punem peste aici așa cumva. Pielea asta aici și îmi pun săbiuța ca să o am la îndemână. Încă o bucățică de carne. Putem să punem cărnița aici. Și mai am încă 2 să se prăjească. Să nu uitați să răpeți acolo cu toții butonul de like și de subscribe dacă nu l-ați rupt deja până în acest moment. Și de asemenea un follow pe Instagram, houdini.insta. Foarte, foarte important și asta. Ia să avem 2 cărnițe, gata, bă. Sunt gata cărnițele. Îmi iau furnalul înapoi și îmi iau și crafting table-ul. Ăla-i nice. Și hai să merg mai departe. Acum că am și ceva mâncărică. Am și ceva mâncărică la îndemână. Op, op, op. Domnule iepure! I-am dat bucata. Am luat cărniță de pe el? N-am luat. N-o dat cărniță, bă. Uite peștele, bă. Uite peștele. Hai să punem bărcuța. Op, și să mă duc până pe partea alaltă. Aoleu, aoleu, aoleu. Bărcuță, ce ai pățit? Mamă, sunt valuri pe aici, bă. Sunt valuri pe aici. Să-mi iau bărcuța înapoi și să merg mai departe. Să vedem prin deșertul acesta ce mai găsesc. Mamă, cum arată acolo, bă. Și aici, uite, este niște iron jos. Aș putea să iau ironul ăsta. Numai că e apă. Hai să mă duc să iau ironul ăsta. Să-l am la mine. Dacă tot l-am găsit așa. Bam, bam, bam. Mamă, ia uite, chiar erau ceva bucățele de iron. Dacă tot era la îndemână. Deci aici, uite, e un stone din ăla mai dubios. O fi ceva pe aici, oare? Doar cărbune. Hai să iau și cărbunele. O să mă ajute să-l pun acolo la... La ăsta, cum zice, la furnal. Doamne ferește, numai să nu vină vreun creeper, că... Eu am antecedente cu creeperii în jocul ăsta. Nu-mi plac creeperii deloc. Deci absolut deloc nu-mi plac creeperii. Ia să iau și ăsta, bun. Ok, nice. Și hai să mă întorc înapoi. Acum că am și din ăsta, cum îi zice, cobalt, doamne, coal, cărbune, cărbunelu. Bun, și hai să mergem mai departe să mai inspectăm chestii. Scurios ce-o fi pe aici. Bă, ce văd acolo? What? Doamne, e un sătuc hudinașilor. Am găsit sătucul ascuns din deșert. Mamă. Bine, practic e la limită cu deșertul. What? Ia uite, bă. Oh, salutare domnilor sătenie. Ce faceți aici? Uite cum s-au întors amândoi la mine. Uite și un golem. Bă, ce tare, bă. Ce tare, nu-mi vine să cred. Mamă, ia să demare ceva aici. 2 sticuri, le-am furat. 2 sticuri le-am furat. Ia să iau eu și astea, bă. Iau și bucățile astea de mochetă. Mi le pun la mine acasă. Îmi pare rău, sper că nu m-au văzut nimeni. Că am furat de aici din sătuc. Mă duc și fur tot, bă. Tot ce prind fur. Aici e gol, ok. Dar n-aveau decât 2 sticane, băi. 2 sticane, pe bune. O să las ușa deschisă să știu că am fost pe aici. Să nu mă mai întorc încă o dată. Ia să vedem. Aici ceva? Gol, bă. Gol pușcă. Sper doar să nu mă prindă ăștia la furat. Nu vă uitați la mine. Nu fur nimic. Nu fur, doamne, doamne ferește, nu fur. Aici e o biserică, cred. Așa. Mamă, uite ce de furnale sunt aici, bă. Aici cu siguranță găsesc mai multe chestii. Uite și un pirat aici. Salutare, domnule pirat. Salutare, domnule villager. Ce ne mai e chestia asta? Repair, mama, asta e chestie de reparat, bă. Aș lua-o și pe aia. Un furnal, aici văd că e lavă. Ce neba fac ăștia aici? Fratele meu, ia uite o masă, bă. Ce frumos e făcut aici. Nisip, pe bune, frate. Ăștia fac aici sticlă, cred. Ce chestie asta de reparat oare? Pot să-mi repar, de exemplu, ăsta dacă mi-l pun aici? Ah, dar mai am nevoie de ceva. Ce neba, pun de ăsta? Nu merge. Atunci nu-l iau, frate, că nu știu la ce-l folosesc. N-aiba știe la ce-l folosesc.
Nu-mi trebuie. Oh, un pat, nice. Pot să mă pun să dorm la noapte, dacă nu plec. Mai găsesc ceva pe aici? Încă un pat. Ok. Ce să vedem în căsuța asta la altă? Deci până acum am găsit două sticuri. Hai de capul meu. Ce ne bă, asta n-are ușă? Bă, da, uite aici ușa. Asta nu știu ce e. Nici nu pot folosi chestia asta. Aparent e gol. Bă, ăștia n-au nimica, bă. Tăi, ce sărăcie e sătucul ăsta. Măcar l-am găsit. Ia să mă uiți pe aici. Nimica, bă, gol goluț, bă. Gol goluț, nu vine să cred. Hai de capul satului. Băi, sătenilor, voi n-aveți nimic de valoare aici. Să fur și eu ceva. Deci cred că m-am uitat peste tot, nu? Aici am verificat. Nu, și pe aici am verificat. Aoleo, cel mai sărăcie sat. Ia să facem din nou zi. Time set day. Băi, sincer, aș pune să fie doar zi. Că mă enervează să tot schimb. Ah, ok, bun, deci am verificat tot sătucul ăsta. Din ce parte am venit eu? Am venit din partea aia de acolo. Am verificat, aoleo, uite-l pe domnul Skeleton. Aba, nu e Skeleton, doamne, m-am speriat, am vrut să o dau cu el. Dar este domnul Golem. Lăsă-mă în pace atunci. Ia uite, bă, o pisică, bă! Ai, ce drăguț e pisica. Mi-aș fi dat pește, bă. Ia să văd, mi-aș face... Nu știu că mai am timp să o iau. Ar trebui să prind niște pește. Aș fi vrut să prind și pisica, dar... N-am cum, bă, n-am cum. Aș fi avut nevoie de pește. Eu trebuie să-mi fac găliată. După aceea trebuie să mă duc să pescuiesc. Aș putea să-i prind cu găliata. Să-i pun după aceea. A, da. Cred că cel mai bine aș avea nevoie de o undiță. Ia să vedem ce mi-ar trebui, ca să pot să fac o undiță. Dar întâi ar trebui să și mănânc ceva. Bun, și hai să vedem acum cum se face undița. Că sunt curios. Oare pot să-mi fac rod? No. Fish. Da, nu știu exact de ce am nevoie, bă, ca să pot să fac o undiță. Dar aparent nu apare pe aici. Trebuia să fie... A, uite, bă, stai, că uite, pot să fac una cu morcoviață. Fishing rod, da. Dar de ce aș putea să fac una cu morcoviață? A, dar îmi zice că îmi trebuie undița întâi ca să pot să fac o morcoviață. What? Fishing, asta, a, am înțeles. Cred. A, dar nu pot să văd cum se face. Am înțeles, cred. Din cauza că am mâncat morcove cândva, îmi arată undița cu morcov, însă nu pot să o fac pe cealaltă. Hai de capul meu, băi. Da, voiam să prind pisica aia, dar aparent nu prea am cum să o prind. Ia să-mi iau înapoi crafting table ăsta. Doar dacă fac o găleată, dar nu știu dacă pot să prind peștele cu... Oare poți să prinzi peștele dacă dai în el? Habar n-am, sincer. Habar n-am dacă poți să prinzi peștele dacă dai în el. Știu că poți să-l prinzi cu găleata, dar nu știu dacă poți să-l prinzi dând în el. Mamă, ăștia nu trebuiau să aibă și aici un clopot sau ceva de genul ăsta? Probabil că da. Hudinașilor, eu o să mă pun aici puțin să găsesc o căsuță cu un pătuț. O să mă pun aici în sătucul ăsta să mă relaxez puțin. Sper că mă primesc domnii săteni. Și după ce o să continui aventura, vreau să merg mai departe, să mai explorez lumea, să văd ce naiba mai găsesc pe aici prin lumea asta. O iau așa din sat în sat. Ia să vedem, nu, aici nu e niciun pat, bă. Vreau o cămăruță cu un pat, unde-i patul? Erau aici niște căsuțe cu pat. Uite aici. Ești cu pat galben, frumos așa, bă. Deci eu mă pun să dorm aici în căsuța asta, să mă relaxez puțin. Încă sunt în aventură, nu am reușit să mă întorc acasă. Și dacă vă place acest episod, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram. Houdini.insta, foarte, foarte importante toate. Așa că rupeți acolo butonașele. Și hai să vedem unde am ajuns până în momentul de față. Ia uite, sunt undeva unde este zăpadă. Și acolo este o grămadă de lapă. Băi, am dat de oceanul ăsta și trebuie să-l traversez. Nu știu ce să fac. Știu că erau coordonatele undeva la 1300, parcă, dacă mi-amintesc. Momentan sunt la 2000. Dacă vă întrebați ce caută emeraldul acela la mine și pătuțul, eu și cu Foxy jucăm de pe același canal, așa că este emeraldul vulpiței, bă. Ăsta de aici ce-l vedeți voi aici este emeraldul vulpiței, l-a găsit ea într-un sat. Și hai să procedem la drum. Doamne, de-abia aștept să mă întorc acasă, vine și domnul Poiangan. Aveam o săbiuță la mine, stai să o dau cu domnul Poiangan. Vino aici, domnule Poiangan.
Urca pe aici pe undeva, dar nu știu pe unde. Oh, ia uite-l, ia uite-l, ia uite-l aici de desubt, mă. Vine, nu vine. N-are tu pe osul de acum. Uite, bă, am găsit și lame. Salutare lamelor. Uite ce drăguțe sunt lamele, bă. Sunt chiar acolo în spatele meu. Ok, bun. Și ziceam că acum va trebui să sar, dar am văzut ceva aici. E un creeper, bă. E un creeper verde acolo. Am crezut că cine știe găsesc eu blocuri de emerald, dar n-am găsit. Ia uite și lava aia cum curge acolo. Bun, ok. No, hai să sar, am și bărcuța la mine. Și vreau să sar de aici de la etaj și să văd unde pot să sar în apă, pot, a? O, Geronimo! Aoleu, la limit am sărit, bă. Doamne, că era să mor. Pe bune, dacă nu ia să îmi pun bărcuța. Și hai să procedem cu bărcuța. Să mergem către casă. Sper că merg în partea cea bună, da. Aparent scad coordonatele. Dar nu mai știu exact. Aoleu, aoleu. Nu mai știu exact care sunt coordonatele, dar o vedea eu ce să zic. Mamă, și aici este apă infinită, frate. Pe bune, deci nu găsesc absolut nimic decât apă infinită. Uitați-vă și voi. Bine, mai este în dreapta terenul ăsta, dar pământul ăsta, dar nu știu ce să zic. Chiar nu știu. Opa, hopa, 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 asta e ce am văzut aici. Stai așa că mi-a bătut ochiul la ceva. Ce ne vei construcția în apă, bă? Bă, să nu-mi zici că e o navă scufundată. Să nu-mi zici că e o navă scufundată. Ba da, e o navă scufundată, hudinașilor. Mama mia. Fai de capul meu. O să-mi las bărcuța aici, bă. Și mă scufund. Fac scufundări. Vreau să văd ce găsesc în nava asta de aici. Mamă, ia uite ce frumoasă îi, bă. Să mă gândesc, oare unde o fi calea de intrare? Oare o-i găsi ceva în ea? Mamă, ce frumoasă îi, bă. Ia uite și văd că s-a bușit acolo în piatra aia, în stone-ul ăla. Mamă, super. Sau cobblestone, ce nebă o fi? Mamă, frumoasă, bă, bărcuța, bă. Hai să mă scufund, să văd. Mă duc mai încoace puțin. Și, op. Ia să vedem. Mamă, dar trebuie să mă grăbesc, bă. Mamă, ce-s multe butoaie. A, bă, nu, e un chest. Aoleu, dar trebuie să ies. Trebuie să ies repede. Mamă, deja au început să-mi dea damage. Atunci să mă duc așa. Să mă duc cu viteză mare. Și cel mai mare notător. Oh, uleiu, cartofei, bă. Cartofei, dar trebuie să-mi golesc inventarul. Gata, mă duc sus înapoi. Deci am găsit ceva cartofei. Dar am nevoie să-mi golesc inventarul. Să mă gândesc ce naiba să arunc. O să arunc asta, de exemplu. Aoleu, e un zombie de apă, bă, dar are o undiță. Îți vreau undița, mamă, vin zombalei de apă, bă, la mine, bă. Mamă, trebuie să o dau cu ei. Ok, bat. N-au șanse să mă bată. Să vrea să mă pescuiască, bă, cred, bă. Oare ce-i fi luat de pe el? Ai fi luat undița aia? Zombalăule de apă, dă-o cu mine. Mamă, mai e una acolo, bă. Mai e una mai încolo. Mamă, câte bărci sunt aici. Bărcuța mea e tot acolo. Bun, ok, super. Să mă gândesc ce naiba. Aoleu. Încă unul? A mai venit unul, bă. Uște, vin din barcă oare sau de unde naiba vin? Mama mia, ce de zombalăi de apă, bă. Dar știi ce fac? Mă duc acum mai repede. Mă sui în barca asta. Am ea și mi-arunc tot ce nu am nevoie. Ia să vedem așa. Bun, și ia să mă gândesc eu ce să arunc. O să arunc ăsta. Astea le țin, sticanele le țin. Astea n-am nevoie de ele, ciupiarca. Astea de iron le țin. Cărnița o țin. Asta aș putea să-l fac mai mult lemn. Le țin că poate am nevoie să mai prăjesc niște carne. Semințele, ăsta.
Cactusul, pătuțul ține. Asta. Să văd ce aș mai putea să mai arunc. Dar nu pot să stea că-s doar două. Dirt-ul. Cărnița asta o țin că e bună și asta de mâncat. Ce să mai arunc eu? Cobblestone-ul mai țin. Ghiveciul țin, că nu știu cum să fac ghiveciul. Nu știu cât de greu se face ghiveciul. Și cam atât, hai să vedem. Am uitat să mănânc. Ia să mănânc eu o bucată de cărniță, repede, repede, jor. Olai, bă, gata, sunt full. Mă rog, aproape full. Gata, acum sunt full și la viață. Bun, ok, și hai să mă duc repede acum să colectez de acolo. Mă bag așa frumos aici, scufundări cu Houdini. Aolo, repede. Hai, mă, ce naiba. Bam, bam, bam. Iau tot. Iau tot ce prind. Ce naiba e chestia aia? Deci, absolut tot ce prind, iau. Aolo, aolo, aolo. Gata, gata, gata. Urcă, 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 urcă. Mamă, o să mor. La limită. La limită, frate. Ia să mănânc puțin. Și vreau să mai cercetez puțin nava asta. Și mai era una mai încolo, uite acolo, o văd. Deci două nave, una lângă alta, mamă. Pe episodul ăsta numai scufundări fac. Problema mea este că nu prea rezist sub apă, bă. Asta e una dintre probleme. Aoleo, ridică-te, bă. Aoleo, că a venit și zombalul ăsta. Deci ăsta e ăla și atâta? Mamă, sunt doi zombale, bă. Trebuie să mă ridic. Și trebuie să o dau cu ei, cred. Așa că vin la mine, dar cred că vin la mine. Să o dau cu ei. Aoleo, aoleo, aoleo. No, 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 no. Nu vreau să mă bată. Mamă, 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 trebuie să fug. Trebuie să-mi iau bărcuța. Și să mă tir. Sper să nu mă poată lovi. Aș vrea să... Aoleo, m-a omorât, bă. M-a omorât, unde naiba mă dă? Hai, și am ajuns într-un sat. Am ajuns în satul ăsta, frate. Am murit cu tot ce aveam la mine. Da, aici cred că a dormit Foxy. Nu îmi vine să cred, bă. I-am făcut și eu o scufundare și am ajuns aici. Oh, salutare domnilor săteni. Mama mia. Ai, ai, ai de capul meu. Noroc că a dormit Foxy aici, sincer. Și m-am trezit în sătuc aici. Să aibă grijă de mine domnii săteni și domnul Golem. Deci m-am trezit în sătuc aici. Salutare domnule Golem. Ia să facem și noi zi. Asta, de fapt, stai că pot să mă pun să dorm. Mă pun să dorm într-un pătuț. Doarme asta aici. Mă duc să caut un pătuț liber. Sau aș putea să-i... Stai, mă, că-i trezesc. Mă dau de clopot să-i trezesc. Să mă pun eu să dorm. L-am trezit, uite-l pe ăsta. S-a trezit. Ce-ai făcut, băi, ticule, băi, te-ai trezit? Las că mă pun eu să dorm aici. Ăla-i, și acum măcar se face zi. Nu-mi vine să cred, băi, am speriat pe săteni. Ai, când făceam și acolo scufundarea, băi, m-au prins zombalăia. Au venit un zombalău cu arc, asta a fost singura problemă. Nu mă așteptam să vină cu arcul. Stai așa să-ți dau bucata, băi, nemernicule. Nemernicule care ești tu, nemernic. Uite, băi, ce culoare. Credeam că e un din ăsta de păcănele sau ceva. Așa arăta. Ziceai că e o mașinărie de aia de păcănele. Ia să vă găsesc ceva. Am găsit un păiangăn. O dau cu el. Ei, nu aici, domnule păiangăn. Nu, că îl bat cu carnea. Îl bat cu carnea. Nu te iei tu de sătenii mei care m-au salvat. Mamă, îl bat în 20.000 de ani lumină. Ai, de viața mea. Sunt rip, băi, acum. Și să vedem la ce distanță sunt. Aoleo, 4801. Tui de capul meu. Și trebuie să ajung la 1300. Mama mia. Deci aventura continuă, hudinașilor. Se pare că am rămas aici la sătucul unde a fost Foxy. Pot să sar și eu de pe o clădire pe alta. Am aici o grămadă de vecini. Salutare domnilor vecini săteni. Bine, nu sunt chiar vecini pentru că am venit... Am venit eu în satul lor, nu stăteam lângă ei, gen, dar înțelegeți voi. Nu se mai știu ce-o fi chestia asta. Uite, băi, și-o pus parchet din asta, așa, din lemn. Stai, gol chest-ul. Cred că o fi luat Foxy tot de aici. Ia să mănânc niște carne din asta de zombalău.
Oleo, că m-au luat și durerea de cap de la carnea asta. Păi, nu vine să cred, bă, că am rămas aici pe bune, dacă nu. Încă sunt în căutarea căsuței mele, pentru că sunt încă pierdut. N-am reușit să ajung acasă. Dacă vă amintiți, pe episodul trecut am murit. Încercam acolo să inspectez niște bărcuțe scufundate și am murit. M-a dus la un sătuc unde a dormit Foxy, pentru că eu mă joc cu Foxy împreună pe același cont. Și m-a dus la mama naibii undeva la un sătuc, băi, ai de viața mea. Și am reușit eu să mai merg așa cât de cât, ia să vedem. Sunt acum la 2117, dacă vedeți acolo sus în stânga undeva unde scrie XYZ. Și trebuie să ajung acolo la 1300, dacă mi-amintesc bine. Sper că așa trebuie să fie ca să ajung acasă la căsuța mea. Și am o bărcuță în mână și sunt aici undeva în mijlocul pustiului. Ia uitați-vă ce e pe aici, pui de viața mea, e jale rău, bă. Și o să merg mai departe să vedem exact unde ajung, băi, dacă ajung unde trebuie, la 1300, la 1300 acolo unde scrie X-ul ăla. Bun, hai să vedem, uite, aici văd încă o bărcuță scufundată, vreau să mă duc repede până la ea. Stați așa. O să-mi las, îmi las undeva bărcuța aici în apropiere și vreau să mă duc puțin în apă. Aș vrea să fac și zi, pentru că și așa și pe zi e destul de greu, apoi noaptea e jale rău, bă. Și să mă duc să văd dacă găsesc ceva în bărcuța asta. Oare o fi aceeași bărcuță? A, nu, mamă. Am găsit ceva chestii, bă. O să le iau repede. Nu mai pot, nu mai pot, nu mai pot, gata, mă duc sus, mă duc sus, mă duc sus. Cineva îmi zicea că la bărcuță ar trebui să fie ceva. A, trebuie să mă urc în ea așa. Nu pot să stau pe ea. La bărcuța aia de jos de acolo aș putea să mă duc undeva unde pot să respir. O să încerc și chestia asta. Ia să văd ce îmi dă chestia asta de aici. 3 armură și ăsta, nu știu, 2 armură și încă ceva. Thrones 3. Habar n-am, sincer. Ia să mănânc niște cărniță și mă mai duc încă o dată până jos, dar aștept să mi se refacă și viața. Așa, bun, opa, opa, opa. Bun, și hai, dai, 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 dai. Ia să vedem, cineva îmi zicea că pot să intru cumva pe aici să respir. Aici, gen. Aoleu, aici? Da, bă! A, aici chiar pot să respir, mamă, ce tare! Nu știam chestia asta, no? Bine că am știut acum. Mi-a scris cineva în comentarii și de asta am zis, bă, ia să încerc eu. Uite, băi, hârtie. Nice, să iau și hârtia. Mă duc să-mi refac iar asta aici. Așa. Și mă gândeam eu dacă aș mai găsi ceva pe aici oare, dar nu cred că mai am ce să mai găsesc. Dacă am verificat asta, cred că e cam gata. Ia să mai iau puțin aer. Aș vrea să mai sparg puțin pe aici. Să văd dacă mai găsesc ceva în adâncuri, dar nu cred. Mamă, ce greu sparg sub apă. A, nu cred, uite, acolo e cobalt. Deci cam atâta. Ia să mă bag puțin aici să mai iau niște aer. Stai, mă, calmează-te, mă. Așa. Să mai bag niște aer frumos. Și ia să văd dacă mai sap aici. Băi, bine de știut asta, înseamnă că e mai ușor decât pare. Da, dar din păcate nu mă prea aștept la nimica, pentru că nu mai este nimic aici de găsit. Vreau să mă uit încă o dată la suprafață. Și e gata, dacă nu e nimic nici la suprafață, înseamnă că e goală bărcuța asta, da. E goală, hai să mergem atunci sus de tot. Aolo. Aolo, bun, deci am venit din partea aia de acolo și trebuie să mă duc mai departe pe aici, pe undeva, bă. Am trecut pe lângă asta. Ok. Păi și hai să merg așa pe aici. Să văd ce mai găsesc. Bă! Cine e băiul ăla? What? E un templu! E un templu sub apă! Băi, nu cred asta. E un templu sub apă. Mama mia, frate. Mamă, și aici e pește din ăla, bă. Aoleo, din aia, bă, ce mă atacă, bă. Mă pot ataca oare prin
Mamă. Păi nu cred că pot să intru acolo. Dar nu mă pot ataca, nu prin bărcuță. Aoleu, și cum naiba aș putea să-i fraieresc, bă? Oare pot să-i bat din barcă? Gen, ia să văd. Sper să nu mă poată omorâ sau ceva. Mamă, băi, sunt pe aici din aia. Sunt pe aici din aia de... Mă omoară dacă intru în apă. Și ceva gardieni. Mamă, îmi scade viața, bă! Stai că îmi scade viața, what? Păi de cine ai bani scade viața? M-au atacat de la distanță? Mamă, băi, dar cât sunt, bă! Hai de capul meu, oare-i bat repede pe ăștia? M-aș băga, dar mică, dacă mor... Stați așa, mănânc asta repede și încerc să intru, să văd dacă vin spre mine, mă duc repede, iau bărcuța și fug. Aoleu, dar nu știu dacă ajung, bă. Mamă, n-ai cum, frate. N-ai cum. Aoleu. Ce damage îmi dă. Nu, hai la suprafață. Am reușit. Sper să nu mă atace ăștia doar. Aoleu, uite, e acolo, bă. Cum naiba intru eu în templul ăla, frate? Ia să mă bag puțin să mănânc. Cred că o să renunț la templul ăla, pe bune, dacă nu. Și mai este încă o bărcuță aici. Sau e aceeași? Bă, sincer, nu mai știu dacă e aceeași sau nu. Pe care am vizitat-o. Stai așa să mă fac full. Hai de viața mea. Dar cum naiba aș putea intra eu în templul ăla? Asta e întrebarea mea. Oare trebuie pe aici, pe sus, pe undeva să intru? Ia să vedem, sunt aici ceva chestii. De luat. Deci apare gol. Nu știu dacă aș găsi ceva să iau din interior. Uite, pe acolo, bă, se intră, bă. Pe acolo se intră, dar e plin de pești din ăștia. Tai de capul meu, gardien din ăștia. Ia să mănânc. Nici n-am timp să mă duc acolo, bă. N-am cum să-l investighez, sincer. Aș încerca, dar mică mă omoară ăștia. Ia să vedem. Când pun asta sabia. Așa... A, bă. Aoleu, nu mai da, nenia. Aoleu, stai că nu mai am aer. Mă duc repede. Dar nu înțeleg, am rezistat cumva acolo. Cumva am rezistat acolo, bă. Ceva nu e în regulă, nu știu. Le-am bătut pe... A, nu, am bătut planta aia. Le-am rezistat destul de mult. Ia să văd, m-aș băga, sincer. M-aș băga să văd dacă găsesc ceva. A, nu, că au venit ăștia la mine, bă. Mă atacă ăștia, cred. Ia să mănânc. Uite, bă, mă atacă ăla, bă. Bă, calmează-te, bă, ticule, bă. Nu mai trage după mine. Uite-l, bă, pe ăsta, bă, nu mă hipnotiza. Lasă-mă în pace. A, sunt toți aici după mine. Păi mă bag așa cumva. Aoleu. E gol. Mamă, o să mor. Nu mai am aer. Trebuie să mă duc aia. Aparent nu-i nimic pe aici. Aoleu, nu mai trageți după mine. Nu, sper să nu mor. A, bărcuța mea e aici.
Stați așa că mă duc repede să-mi iau bărcuța. Hai că mai îmi crește viața. Ulo, 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 ulo. Sprins aici cu peștii ăștia. Da, din păcate n-am cum. Îmi trebuia din ăla să rezist mult sub apă. Așa e prea complicat. Deci de acolo am venit eu. Trebuie să mă duc în partea asta altă pe aici. Ia să mai mănânc puțin. Dar n-am cum să intru în templu. Am vrut să-l explorez, dar nu pot, n-am cum. E prea complicat, bă. Nu văd pe unde aș putea intra în el. Sunt prea mulți pești din ăștia. Și poate dacă aveam și o armură mai bună de diamant sau ceva de genul ăsta. Poate, poate. Hai să mergem către casă, ia uite. Deja sunt la 2000. Aș vrea să ajung acasă pe episodul ăsta. Uite aici mai este încă o bărcuță. Hai să o explorez pe asta măcar. Vreau să fac totuși zi. Și hai să mă duc să explorez bărcuța asta. Bă, mai explorez bărcuțe. Dacă mai pot. Ia uite, nu mai am nici mâncare. Apa, da, uite, bă, mai am din astea. Carne de asta de zombie ceva. No, ia să vedem ce găsim aici. Oh, gold și emerald. Am găsit un emerald și mult gold și iron. Hai mă, ieși mă. Aoleo, nu vine să cred. Nu mai pot să ies. Au, nu, am murit. M-am înecat. Da, am murit și am luat-o de la capăt. A trebuit să mă uit pe episodul primul în care am plecat în aventură și am găsit coordonatele. Aparent era era X-ul la 2600 și ceva și Z-ul era la 1800. Așa că, băi, sincer, a fost greu să ajung până aici, însă am luat-o de la capăt și după foarte, foarte mult timp am ajuns. Ia, uitați-vă și voi, încă nu sunt chiar lângă căsuța mea, însă văd un crafting table, văd aici așa chestia asta construită care era și atunci când am plecat. Și undeva pe aici prin apropiere ar trebui să fie și căsuța mea. Ia să văd, doamne băi, nu-mi vine să cred, frate. După 10 miliarde de ani lumină am ajuns acasă și după ce am murit de o groază de ori. Vai de capul meu, m-am dus foarte, foarte, foarte departe de casă. Ia să vedem, unde mi-e căsuța, bă? Pe aici prin partea asta ar trebui să fie pe undeva, nu? Oh, uite acolo, bă, eu văd. În sfârșit am ajuns acasă. Ia uite că mai am și o bucată de carne de purcel așa prăjită. Și hai să văd că sunt curios dacă mai este întreagă căsuța mea. Ia uite aici, locul lui Foxy este la fel. Aoleo, cineva i-a bubuit aici, bă, lacu, bă. Trebuie să și-l refacă. Hai să vedem la mine. La mine acasă, cum este căsuța mea? Sper că este întreagă. Sincer, n-am mai fost la căsuță de o groază de timp. Mamă, mamă, mamă. Ia să sparg ăsta să pot să urc. Și hai să vedem, hai să vedem momentul adevărului. Căsuța mea este în regulă. Și... bă! What? M-am trezit cu două vulpi polare acasă. Tui de capul meu, băi, cineva mi-a făcut o farsă, mi-a adus niște vulpi polare aici acasă. What? Cred că este Marius, nu? Că știu că Marius a găsit vulpile polare și le-a adus înapoi. Mamă, ce drăguț, băi, deci am două vulpi polare acasă. O să le țin aici în casă, sper să nu fugă. Cam asta a fost episodul Hudinașilor. Sper că v-a plăcut, asta mai a rămas și din armura mea. După cum vedeți, adică bine, mă rog, din ce am mai reușit să mai îmi fac ca să mă întorc acasă. Dacă v-a plăcut, like, share, subscribe. O să le țin vulpițele astea aici lângă mine, o să le arăt și vulpiței mele, adică Foxy. Cu siguranță or să-i placă. Și dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați de un like, un share și un subscribe, un follow pe Instagram hudini.insta și noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următorul episod. Pa, pa!